Salut, suntem la textul 3, subiectul 5 din 2018, examenul de raționament logic. Textul zice în felul următor: echipa administrativă a Facultății de Științe Exacte este formată din 3 administratori și 5 secretari. Cei 3 administratori sunt Andrei, Bogdana și Cristian. Haideți să-i notăm. Andrei, Bogdana și Cristian, și cele 5 secretare sunt Daniela, Elena, Felicia Georgiana și Ioana. Bun. Facultatea se pregătește să înființeze o extensie într-un alt oraș, echipa administrativă a noii extensii urmând să includă 5 membri selectați dintre actualii angajați ai facultății, 3 secretare, 2 administratori. Luând în considerare relațiile dintre angajați din detașările anterioare, conducerea facultății a stabilit următoarele criterii de selecție a celor ce urmează a fi detașați. Andrei și Cristian au dovedit în numeroase proiecte că nu pot lucra împreună, ca urmare nu pot face parte din echipa detașată. Deci, prima condiție, Andrei nu poate fi detașat cu Cristian. Apoi, a doua condiție, atât Cristian cât și Elena lucrează bine individual, dar nu și împreună în echipă, ca atare nu vor fi detașați amândoi, deci Cristian și Elena nu. Bun, mergem la a treia condiție, Daniela și Georgiana sunt certate, motiv pentru care nu vor fi incluși împreună în echipa detașată. Deci Daniela nu poate fi cu Georgiana. Daniela și Felicia sunt ostile, una față de cealaltă, la 4. În urma ultimelor avansări, ca urmare, nu ar trebui detașate împreună. Deci avem Daniela nu poate fi detașată cu Felicia. Bun. Și mai știm că echipa este formată din 2 administratori și 3 secretare. Bun. Haideți să vedem la 51 dacă Andrei este detașat în calitate de administrator, care dintre echipele de mai jos nu respectă criteriile de selecție. Deci dacă avem Andrei, nu avem Cristian. Stați o secundă să încerc să copiez . Bun. Deci, dacă avem Andrei, nu o să avem Cristian, deci o să avem Bogdana. Bun. Dacă Andrei este detașat în calitate de administrator, care dintre echipele de mai jos nu respectă criteriile de selecție? Avem peste tot Andrei și Bogdana, deci, din punct de vedere al administratorilor, sunt respectate criteriile. Bun. Despre secretare, ce putem spune? Elena, Felicia și Ioana, dacă ne uităm, între Elena, Felicia și Ioana nu există incompatibilitate, deci ele pot să lucreze împreună. Daniela, Elena și Ioana. Daniela nu poate cu Georgiana și cu Felicia, deci poate cu Daniela și cu Ioana. Elena cu Georgiana poate și cu Ioana, da. Felicia cu Georgiana poate și Felicia cu Elena, da. Daniela, Georgiana și Ioana. Daniela cu Georgiana
nu pot face echipa, avem aici condiția, deci EU nu poate să fie, adică EU nu respectă condițiile. Bun, mergem mai departe, am să scriu tot acolo sus. Dacă Cristian și Felicia fac parte din echipa detașată, deci dacă avem Cristian și Felicia, bun, dacă avem Cristian, știm că nu putem să avem Andrei, ceea ce înseamnă că este doar Bogdana. Bun, dacă avem Cristian, știm că la secretare nu putem să avem pe Elena, deci Elena pică. Ok. Dacă pică Elena, atunci ne mai trebuie încă două secretare. Dacă punem Daniela, nu o să putem pune nici pe Felicia, nici pe Georgiana. Avem aici condițiile. Dar știm clar că Felicia este, deci Daniela nu o să fie, Felicia este și ne mai trebuie, da, și Elena nu este, că este Cristian. Haideți să o luăm de la început. Deci, dacă avem pe Cristian, nu putem să-l avem. Dacă l-avem pe Cristian, avem condiție că nu putem să-l avem pe Andrei. Și atunci rămâne Cristian cu Bogdana. Deci avem Cristian cu Bogdana. Dacă avem Cristian, nu mai putem să avem Elena. Și știm că avem Cristian și Felicia. Dacă avem Felicia, nu mai putem să avem pe Daniela. Și atunci rămân Felicia, Georgiana și Ioana. Bun, câte modalități de a forma echipa ce urmează a fi detașată sunt posibile? Păi este singura variantă. Nu mai avem alte variante, deci este una. Pentru că la secretare două sunt eliminate, rămân trei, trebuie să fie cel puțin trei. Și la administrator, dacă nu mai este Andrei, atunci rămâne doar Bogdan și Cristiana, deci doar cei 5 au rămas, cei 5 fac echipă, o singură variantă. Mergem mai departe. Dacă este detașat Cristian. Deci dacă l-avem detașat pe Cristian, știm clar, Cristian și Andrei nu pot lucra împreună, deci Andrei pică, rămâne Bogdana. Deci dacă Cristian este detașat, care dintre următorii angajați nu pot fi detașați conform criteriilor formulate? Deci dacă este detașat Cristian, nu poate fi 1. Andrei și 2. Elena. Nu avem Andrei și Elena, variante de răspuns. Deci Elena nu poate fi detașată. Bun. Ne trebuie încă 3 secretare. Dacă punem Daniela, atunci nu putem pune Georgiana și Felicia. Deci trebuie să punem neapărat Ioana, Daniela nu putem pune, n-avem cum, și rămâne Felicia și Georgiana. Bun, ce ne întreabă? Care din următorii angajați nu pot fi detașați conform criteriilor? Păi nu poate fi detașată Daniela, pentru că dacă am pune Daniela, atunci Felicia și Georgiana nu ar mai exista, Elena știm că nu există și am rămâne doar cu două secretare, cu Ioana și cu Daniela, și știm că echipa trebuie să fie formată din trei secretare. Deci Daniela nu poate să existe. Bun. O să șterg
54. Dacă Daniela este detașată, care din următoarele afirmații este adevărată? Deci dacă am pe Daniela detașată, nu mai pot să am pe Felicia și nici pe Georgiana. Ceea ce înseamnă că o am pe Elena și pe Ioana. Dacă o am pe Elena, nu poate fi detașat Cristian. Deci Cristian nu poate fi detașat și rămâne Andrei și Bogdan. Ok. Afirmația 1 spune Cristian nu poate fi detașat, dar afirmația 1 este adevărată. Afirmația 2. Andrei nu poate fi detașat, Andrei trebuie detașat, deci afirmația 2 este falsă. Ioana trebuie detașată, dacă Felicia și Georgiana nu există, dar Ioana trebuie neapărat detașată. Deci și afirmația 3 este adevărată. Bun, doar afirmația 1 este adevărată, nu. Doar afirmațiile 1 și 3 sunt adevărate, da. Doar afirmația 3 nu, toate afirmațiile nu, doar afirmația 1 și 2. Deci la 54 avem B. Ok, și mai avem o singură întrebare, 55. Ok, la 55, conform criteriilor stabilite, care dintre angajați trebuie detașați? Bun. Sunt doar doi angajați care nu intră în contradicție cu restul. Este vorba despre Ioana și Bogdana. Daniela anulează automat 2, deci ea nu poate, ea nu trebuie neapărat detașată. Elena îl anulează pe Cristian. Cristian îl anulează pe Andrei, deci Elena nu poate fi. Georgiana iar o anulează pe Elena automat. Bogdana și Ioana nu anulează pe nimeni. Acum, care trebuie neapărat detașat, trebuie doi administratori. Oricare ar fi unul dintre ei, Andrei sau Cristian, al doilea trebuie să fie neapărat Bogdana. Deci Bogdana este cu necesitate tot timpul prezentă. Haideți să vedem, ar exista vreo situație în care Ioana să nu fie prezentă? Dacă avem Ioana, da? Daniela nu putem avea că automat le anulează pe cele două și Ioana trebuie să fie prinsă. Nu, ne trebuie să nu fie Ioana. Deci ca să nu fie Ioana, Daniela nu poate fi. Așa. O punem pe Elena, pe Felicia și pe Georgiana. Dacă punem Elena, Felicia și Georgiana, o să avem la administrator pe Bogdana neapărat și Elena îl elimină pe Cristian, deci o să avem pe Andrei. Adică avem o variantă în care Ioana poate să nu existe. Deci Ioana nu trebuie cu necesitate detașată. Dar Bogdana în toate situațiile trebuie detașată, deci la 55 răspunsul corect o să fie B, Bogdana. Succes!